Toxină botulinică, acid hialuronic, oare ce sunt, când le folosim, care sunt avantajele sau dezavantajele lor? Vă invit să fiți cu noi în această ocazie, pentru că alături de mine se va afla doamna doctor Manuel Răvescu, care este medic specialist dermatolog, medic de excepție. Vă aștept! Vă salut și bine ați venit la o nouă ediție de Vorbă cu doctorul. Sunt Consuela Bălașa și evident nu sunt singură nici astăzi. Alături de mine se află doctor Manuela Răvescu, medic, specialist dermatolog. Vă salut! Bună seara și mulțumesc de invitație! Noi mulțumim că ați acceptat invitația noastră! Cu drag! Vrem să vă cunoaștem înainte de a începe subiectul pe care l-am ales în această ocazie și am dorit să știm de ce ați ales această specializare. Am ales această specializare deoarece am fost întotdeauna fascinată de frumos. Mai mult, ca să o iau de la începuturi, medicina a fost prima mea dragoste și cea mai mare dragoste din viața mea. De mică, de la 3-4 anișori, declaram cui vroia să mă asculte că eu o să fiu medic. Și încă din acele vremuri, eu doream să am propriul meu cabinet, clinica mea. Și bineînțeles că începutul vieții mele a fost pe vremurile comuniste, când nici nu se pomenea așa ceva, cineva să aibă o clinică privată. Dar totuși eu, în sufletelul meu de copil de atunci, am visat acest lucru și mi-am dorit acest lucru. Încă de la vârsta de 14 ani eu eram foarte preocupată ce trebuie să facem, cum să ne îngrijim zilnic, astfel încât nu cumva să ne apară primele riduri și dacă totuși la un moment dat ele apar, ce trebuie noi să facem ca să le combatem. Am făcut și liceu de fizică-chimie, foarte multă practică în laboratoare de chimie. În vacanțele de vară și în timpul liceului și în timpul facultății, eu lucram în laboratoarele de farmacie, astfel încât am deprins foarte multe cunoștințe legate de produsele de îngrijire. Și atunci, în mod firesc, într-un moment al vieții mele, a venit și această alegere a specialității numită dermatologie, care are de-a face cu cel mai mare organ al corpului omenesc și anume pielea, care este un organ deosebit de complex și are foarte, foarte multe roluri și o viață foarte activă și rafinată, care merge mult dincolo de faptul că este un strat protector între noi și mediul extern. În general, lumea așa judecă pielea, ca stratul care ne protejează de agresiunile externe. Dar tegumentul este mult mai mult decât atât, are o fiziologie foarte complexă și cu care este foarte frumos ca și doctor să jonglezi și să-l duci pe calea cea bună. Deja m-ați cucerit și sunt tare curioasă. Unde vă putem găsi? Pe mine mă puteți găsi la cabinetul meu, care este pe strada Ghiță Hagi, numărul 13. Și am mai multe activități care sunt conexe a acestui cabinet. Respectiv, am o școală de cosmetică și machiaj profesional, pentru că este un alt lucru pe care eu mi l-am dorit și care mi-a plăcut întotdeauna, să împărtășesc din cunoștințele și mai ales din experiența mea celor mai tineri și nu numai decât mine. Și încerc în felul acesta nu numai să-i pregătesc pe tineri pentru o meserie care să le dea o pâine bună pe care să o mănânce toată viața, dar încerc să-i educ din toate punctele de vedere, ca și oameni și mai ales să înțeleagă și să fie ei convinși că această îngrijire pe care noi ne-o acordăm trebuie să fie zilnică, regulată, perseverentă, să dureze toată viața și ei mai departe să transmită acest lucru celor cu care vin în contact. Vă mulțumesc tare mult! Ce sunt tratamentele cosmetice și sunt ele de mai multe tipuri? Da, tratamentele cosmetice sunt de mai multe tipuri. În primul rând, ele sunt foarte importante să fie făcute regulat, o dată pe lună, chiar dacă persoana respectivă nu are absolut nicio problemă. La fel de important este ca ele să fie făcute într-un cadru profesional. Nu acasă. Este bine să ne îngrijim acasă, dar în anumite limite. Să nu ne apucăm de unele singure, să încercăm să ne curățăm fața, să ne facem extracții, să ne punem acizi pe față, să facem, pentru că sunt pe internet, circulă și acest tip de
procedee, cum să ne facem singure peeling chimic acasă. Nu, nu este bine. Acasă este bine să ne îngrijim cu îngrijirile adecvate la domiciliu, care sunt tot la sfatul specialistului. După care, o dată pe lună, esteticiana, cosmeticiana, mai departe medicul dermatolog, să ne învețe și să ne facă ceea ce este necesar fiecărei, ce se potrivește cât mai bine fiecărei persoane în parte. Tratamentele cosmetice sunt de atâtea tipuri de câte tipuri de probleme are pielea omului. Respectiv, sunt tratamente pentru ten uscat deshidratat, pentru ten uscat alipic, pentru ten acneic, pentru ten hiperseboreic, pentru ten sensibil și intolerant, tratamente care vizează reducerea cuperozei. Sunt tratamente care rezolvă aceste probleme și care trebuiesc făcute în terapie, adică la început mai des, după care continuă cu tratamentele de întreținere. Uh-huh. Și sunt așa numitele tratamente de înfrumusețare, care se fac înaintea unei ocazii, când nu mai intervenim deloc agresiv, adică nu mai facem nici extracții, nici microdermabraziune, nici nimic ce ar fi susceptibil să facă la nivelul feței cea mai mică iritație, ci pur și simplu ne ocupăm de înfrumusețarea tenului, hidratare, strălucire, revitalizare. Deci, tratamentele cosmetice, ca să conchid, sunt de foarte multe tipuri și au fost astfel create încât să găsim soluția cea mai potrivită pentru problema fiecăruia. Ce sunt intervențiile dermatocosmetice? Intervențiile dermatocosmetice sunt procedurile pe care poate să le realizeze medicul dermatolog. El este cel mai competent și cel mai în măsură să facă aceste proceduri și se referă la tratamentele injectabile, la procedurile de exfoliere, care pot să fie reprezentate de procedurile numite peeling chimic sau de procedurile cu laser, și la procedeul care se intitulează microneedling și multe alte procedee, multe din arsenalul medicului dermatolog, care sunt invazive. Lumea crede că dacă se face cu seringa sau se face cu laserul sau se face cu aparatul de microdermabraziune, sunt procedee neagresive. Poate au și fost popularizate în mod greșit astfel. Ele nu sunt neagresive, pentru că atunci când faci un procedeu injectabil, injectezi ceva în fața omului. Dacă o faci așa cum trebuie, rezultatul poate să fie uimitor de bun. Dar cea mai mică greșeală, cel mai mic detaliu, mai ales în cazul frumuseții, poate să strice tot. Nu poate să strice doar frumusețea, poate să strice și starea de sănătate și integritatea noastră facială. La fel cu procedurile de exfoliere. Nu pot să spui că sunt neagresive, că sunt neinvazive. Neinvazive sunt tratamentele cosmetice și îngrijirile cosmetice. Tot ceea ce se face cu acul, cu exfolierea, cu laserul, deja am trecut pe teritoriul procedeelor invazive și trebuie făcut de cineva care asta face toată ziua. Adică nu are cu totul altă specialitate și cu totul alte preocupări pe care și le desfășoară dimineața până după amiaza și seara la cabinetul particular, printre altele, intercalează și aceste procedee de înfrumusețare. Trebuie fiecare să se hotărască ce dorește să facă și cel mai îndreptățit să se ocupe de aceste procedee dermatocosmetice este medicul dermatolog. Iar de procedeele care sunt și mai invazive, deci care trec dincolo de treapta acestor procedee dermatocosmetice, chirurgul plastician, care este pregătit să facă acest lucru. Ne dorim toți tinerețe fără bătrânețe, totuși anii își fac vizibilă prezența. Ce ne recomandați pentru a întârzia acest proces de îmbătrânire a pielii? În primul și în primul rând, trebuie să se gândească de la 25 de ani că vor dori să fie frumoase și tenul lor să fie plin de vitalitate și la 40, 50, poate chiar, nu poate chiar sigur, și mai departe de 50 de ani.
pentru că perioada de activitate, viața activă a fiecărui om în societate s-a mărit foarte mult și probabil că intervalul acesta în care suntem activi și ne vede lumea din jurul nostru se va prelungi și mai mult, este mersul omenirii și al progresului și atunci sigur că este de dorit să arătăm frumos și tineri cât mai mult timp. Și ca atare trebuie să ne gândim la acest lucru încă de la 25 de ani. De ce? Pentru că acest 25 de ani, această vârstă, este deja pragul la care toate procesele metabolice din piele intră ușor-ușor într-un proces de scădere. Deja de la 25 de ani, cu un procent mic, dar cu un procent, începe să ne scadă în fiecare an sinteza de colagen și elastină, macroproteinele care sunt responsabile de tonusul și elasticitatea pielii, începe să ne scadă sinteza de acid hialuronic, care este o polizaharidă responsabilă de starea de hidratare și de sănătatea tenului nostru, începe încet, încet să ne scadă imunitatea pielii, care devine din ce tot mai fragilă la acțiunea factorilor externi. Deci, primul lucru trebuie început din timp, de la 25 de ani, ușor, cu procedee care se potrivesc vârstei tinere. Poate nu neapărat o dată pe lună la această vârstă, dar măcar de câteva ori pe an să treacă pe la cabinetul de estetică și pe la medicul dermatolog. O altă cheie a succesului, în afară de momentul potrivit în care să începem aceste tratamente, este perseverența. Dacă ne ducem de câteva ori la medic sau la cosmeticiană și suntem foarte mulțumite de înfățișarea noastră, nu trebuie să renunțăm. Sau, cum spunem noi, nu trebuie să ne culcăm pe o ureche. Pentru că vine perioada când o să fim stresați, o să fim obosiți sau vine iarna cu frigul și cu vântul ei și într-o dimineață ne trezim și nu ne mai place ce vedem în oglindă. Și atunci când noi avem o înfățișare plăcută și suntem mulțumiți de noi, trebuie să fie o stimulare, o încurajare și să dorim în continuare să îmbunătățim ceea ce avem sau măcar să menținem. Și atunci trebuie să fim perseverenți și să continuăm cu acest program de îngrijire. A treia cheie a succesului este ca aceste îngrijiri obligatoriu să fie făcute la sfatul specialistului. Nu după ce vedem pe internet, ce vedem pe YouTube, din surse neautorizate, nu ce ne spune prietena că a mers pentru ea, pentru că fiecare este cu organismul lui, pielea, chiar dacă este sănătoasă, are particularitățile ei, astfel încât obligatoriu trebuie să ne ducem la un specialist care să ne învețe ce produse să folosim acasă, la ce tratamente să apelăm și cât de des la cabinetul de cosmetică și dacă trece de această sferă și avem nevoie de mai multe lucruri, să mergem la medicul dermatolog. Iarăși, să nu ne ghidăm după faptul că prietena mea cea mai bună a fost la un anumit medic și a făcut o anumită injecție sau o anumită terapie și vreau și eu pentru că ea arată mult mai bine de atunci. Poate că ceea ce a fost excepțional pentru ea, pentru persoana respectivă este cu rezultat mediu sau poate chiar deloc. Și întotdeauna, cel puțin eu așa fac, încerc să mă adaptez și la situația socială și materială a pacientei, astfel încât ea să-și poată permite aceste îngrijiri pe termen lung. Nu să vină la mine să aibă un salt, un mare efort, după care renunță nu pentru că nu și-ar mai dori, dar nu mai poate. Deci trebuie să vorbești cu cineva care este foarte priceput, are răbdare și te poate asculta și îți găsește un regim care să ți se potrivească pe termen lung din toate punctele de vedere, și strict profesional, dar și din punct de vedere al vieții fiecăruia. Dacă totuși aceste semne de îmbătrânire sunt deja vizibile, ce ne recomandați pentru a le estompa sau poate chiar reduce? Pentru început, dacă deja aceste semne ale maturității, să le spunem, s-au instalat, trebuie să apelăm la ceea ce discutam mai înainte, la tratamentele mai invazive, respectiv fie la tratamentele injectabile, fie la procedee de exfoliere, fie la un procedeu care se numește microneedling și care mie îmi place extrem de mult pentru că este considerat la ora actuală cel mai bun stimul pentru sinteza de colagen și elastină. Eu lucrez foarte, foarte mult acest procedeu și rezultatele au fost pe măsura așteptărilor.
Deci dacă aceste semne ale maturității deja s-au instalat, trebuie vorbit cu pacienta și explicat că la început trebuie să accepte niște procedee mai invazive, după care când ajungem la rezultatul dorit, putem să menținem aceste rezultate cu tratamente cosmetice, cu produse cosmetice bune acasă. Vă invit să aflăm câteva păreri despre intervențiile dermatocosmetice. Urmărim împreună! Ai prietene care și-au injectat botox sau acid hialuronic? Am o prietenă care a făcut acest lucru și e destul de mulțumită de rezultat. Tu ai apela la asemenea tehnici? Nu aș apela. Nu consider că am nevoie. Ce părere ai despre botox și acid hialuronic? Ai prietene care știi că au apelat la asemenea intervenții? Nu am și nici eu nu aș folosi. Am văzut câteva păreri. Doamna doctor, ce este botoxul și cum funcționează acesta? Botoxul este cel mai popular procedeu estetic. Mai exact, sunt injecții cu toxină botulinică. Sunt mai multe produse care se folosesc. Botoxul este produsul american, cel care a fost folosit primul. Și din cauza aceasta, generic, acum sunt denumite toate produsele care au în ele toxină botulinică, botox. În Europa se folosește un alt produs care se numește Disport și care mie îmi place foarte, foarte mult. Acțiunea sa este mai rapidă și mai de durată decât cea botoxului. Ce fac aceste injecții cu toxină botulinică? Ele se indică pentru ridurile de expresie, pentru că blochează parțial acțiunea musculaturii mimicii în anumite puncte pe care le stabilește medicul, astfel încât pielea nu mai poate, astfel încât mușchiul nu mai poate să tragă de piele și să producă în acel loc de tensiune maximă ridul. Dacă aceste injecții sunt făcute de un medic cu experiență, ne necăjește, nu trebuie să ne înghețe expresia, pentru că foarte multă lume se teme de acest lucru când aude de blocarea musculaturii mimicii și îmi spun că nu vor să rămână înghețate. Dacă sunt făcute în dozele corecte și în locurile în care trebuiesc, atunci tu îți păstrezi expresia, dar scapi de ridurile de expresie. Ridurile de expresie sunt cele din jurul ochilor, ridurile verticale dintre sprâncene, care sunt provocate de încruntare, ridurile de la nivelul frunții, cele orizontale. Mai nou se face și pentru ridulețele care apar în jurul gurii și care sunt denumite ridurile fumătorului, dar nu apar numai la fumători. Pentru persoanele care trag colțul gurii în jos și le dă aspectul acela de tristețe, deși ele nu sunt triste. Pentru medicii care au experiență, s-a ajuns la procedee foarte rafinate cu toxina botulinică, pentru că în momentul în care injectez toxină botulinică într-o grupă musculară, grupele musculare care au efectul antagonic se activează, intră în ceea ce se numește o hiperfuncționalitate. Și medicul care are experiență în acest procedeu poate cu doze adecvate să blocheze mușchii care provoacă căderea feței și atunci se vor activa mușchii care provoacă liftingul feței, astfel încât poți să faci cu un procedeu injectabil un lifting al feței care este foarte, foarte plăcut. Iarăși, toxina botulinică are o folosință foarte, foarte importantă și care este foarte de ajutor oamenilor pentru hiperhidroza axilară. Sunt persoane care, din cauza sistemului nervos simpatic, transpiră foarte mult la nivelul axilei. Această transpirație fiind independentă de temperatură, este foarte abundentă și iarna, dar în schimb depinde de sistemul nervos vegetativ, de reacțiile inconștiente ale persoanei respective. Și singurul procedeu care s-a dovedit a da rezultate pentru această hiperhidroză axilară
sunt injecțiile cu toxină botulinică, pentru că blochează aceste terminații nervoase. Iar rezultatul este foarte stabil, durează între 8 și 12 luni și pentru persoanele care au acest necaz este foarte, foarte important, pentru că la un moment dat poate să devină un mare deranjament social această hiperhidroză axilară. Cum se realizează procedura de injectare și cât timp durează efectul ei? Pentru tratarea ridurilor mimicii, deci cele de la nivelul feței și ale gâtului, pentru că și acolo se injectează, rezultatul este aproximativ 6 luni. Depinde foarte mult de fiecare persoană în parte, între 4 și 6 luni. Singurul lucru care ajută toxina botulinică, adică singurul lucru care pe lângă efectul toxinei botulinice se opune acțiunii musculare, este elasticitatea pielii. Deci cu cât persoana respectivă are un stil de viață mai sănătos, nu fumează, se hidratează, apelează la îngrijiri cosmetice regulate, ea va avea o elasticitate a pielii mai bună și atunci va veni în concordanță cu acțiunea toxinei botulinice. La astfel de persoane, eu, de exemplu, le fac toxină botulinică o dată la 9-10 luni. Nu este nevoie mai des. La persoanele care nu fac altceva decât injecții cu toxină botulinică, atunci sigur că în 4 luni se duce efectul, dar eu ca și medic nu am voie să le fac mai repede de 6 luni, pentru că poate interveni ceea ce se numește obișnuința la toxina botulinică. Mai exact, organismul va începe să sintetizeze anticorpi antitoxină botulinică și atunci îi scade din efect și de la ședință la ședință voi fi nevoită să folosesc doze mai mari. Iar în ceea ce privește hiperhidroza axilară, după cum am spus, efectul poate să dureze 8, 10, 12 luni, ceea ce este foarte important pentru acești pacienți, pentru că nu au altă soluție și vor trebui să apeleze la acest procedeu toată viața. Eu de obicei fac aceste injecții în luna mai, pentru că ele, când își ating efectul maxim, intră în perioada de căldură, care în București este foarte pronunțată, după care, când începe să cedeze efectul toxinei botulinice, se intră în iarnă și atunci este oarecum compensată scăderea activității de venire a frigului, astfel încât o putem lungi intervalul dintre injecții, ducându-ne până la anul din nou în luna aprilie-mai. Putem vorbi despre reacții adverse? Da, putem vorbi despre reacții adverse și din cauza aceasta este nevoie să se facă înainte de fiecare injectare o anamneză riguroasă, mai ales când este vorba de prima injectare, pacientul, pacienta respectivă nu și-a mai făcut niciodată toxină botulinică, sunt întrebări foarte precise care se pun referitor la starea de sănătate, referitor la ce medicamente a luat sau ia, referitor la stilul său de viață. Și dacă trecem de acest prag și considerăm că persoana respectivă nu are nicio contraindicație absolută sau relativă și ajungem la etapa injectării, pot să fie reacții adverse care sunt determinate de o tehnică greșită. Dacă trecem și de această etapă și să spunem că tehnica a fost impecabilă, rezultatul este în mâna pacientului, pentru că în ziua respectivă și în următoarele 7 zile, medicul îi dă niște indicații stricte referitor la îngrijirile pe care trebuie să și le acorde pacientul, iar el trebuie să fie foarte atent. Eu le dau o foaie cu tot ceea ce trebuie să facă pe zile și acasă, pentru că s-ar putea să uite omul. Și zi de zi trebuie urmate aceste indicații timp de 7 zile, când se instalează definitiv efectul toxinei botulinice, pentru ca să nu avem reacții nedorite, cum ar fi asimetrii, căderea unei pleoape, vedere dublă. Și dacă aceste efecte apar, din păcate nu putem face mare lucru decât să așteptăm să treacă. Asta este partea bună, că trece. Aceste efecte secundare fiind prin difuzia toxinei botulinice, nu prin injectare directă, nu ține efectul nedorit decât 3-4 săptămâni. Dar totuși este neplăcut 3-4 săptămâni să nu vezi bine cu un ochi sau să fii cu o pleoapă mai căzută decât cealaltă. Ne-ați pronunțat mai devreme termenul de contraindicații și trebuie să vă întreb când vorbim despre contraindicații. În primul rând, dacă este vorba de doamne, domnișoare, trebuie să le întrebăm dacă
au vreo suspiciune că sunt însărcinate sau dacă alăptează. Nu ai voie să faci la femeile gravide și la persoanele care alăptează. La persoane care au boli de inimă hepatice renale grave, atât din cauza bolii de bază, dar și din cauza tratamentelor pe care le urmează, la persoane care cu 7 zile înainte de injectare au folosit anumite antibiotice, cum ar fi cele din grupa aminoglicozidelor, persoane cu boli neurologice grave care sunt sub tratament, sunt anumite boli neurologice, pentru că pentru altele toxina botulinică chiar este folosită ca și tratament curativ, și persoanelor care au polialergii grave, pentru că această toxină botulinică este liofilizată împreună cu albumină și lactoză și care sunt susceptibile să dea alergii. Dar, repet, toate aceste lucruri medicul le poate descoperi foarte ușor punând întrebările care trebuiesc pacientului și explicându-i de ce trebuie să ne mărturisească, pentru că sunt și doamne care încearcă să ne ascundă. Și să-și asume. Dacă au anumite probleme de sănătate, vor neapărat să-și facă aceste injecții pentru ca să-și trateze ridurile. Dar dacă ai răbdare și le explici, oamenilor înțeleg și se conformează. Un alt termen des întâlnit în această industrie a frumuseții este acidul hialuronic. Da, da. Cum îl folosim, când și ce este el? Este o substanță minunată, dar știți ce m-am gândit acum când mi-a zis? Nu-mi place numele acesta de industrie a frumuseții. Pentru că medicina ar trebui să fie îndepărtată de termenul industrie sau de termenul comercial sau de termenul, până la urmă, profit. Deși da, toți avem nevoie să trăim, toți avem facturi de plătit, dar totuși medicul ar trebui să fie atent în primul rând la corectitudinea actului medical și la rezultatul bun, după care sigur că vine și satisfacția medicală. Și nu-mi place deloc termenul acesta de industria frumuseții, pentru că din această cauză a început să se facă rabat la moralitate, la corectitudine, la calitate, în goana după industrie. Medicina este medicină și cred că ar trebui să-i ținem totuși demnitatea și onoarea acestei meserii și să avem o moralitate care trebuie obligatoriu să fie a doctorului. Ce este acidul hialuronic? Este o polizaharidă care este prezentă în mod natural în piele. După 25 de ani începe să-i scadă sinteza. Ea este prezentă la nivelul dermului, unde are rolul de a reține apa și să-i asigure tegumentului starea de hidratare. Această stare de hidratare este obligatorie, nu numai pentru o înfățișare plăcută, dar și pentru funcționarea celulelor, pentru că acidul hialuronic se află sub forma unui gel în care se găsesc celulele din piele și prin acest gel difuzează apa, oxigenul, substanțele nutritive, fără de care celula nu poate să fie sănătoasă și la potențialul său maxim funcțional. Astfel încât suplinirea deficitului de acid hialuronic nu este o chestiune de care depinde doar frumusețea pielii noastre, este obligatorie pentru menținerea funcționalității celulelor din piele. De fapt, șirul logic, știți care este? Să menținem sănătatea pielii, pentru că atunci, ca o răsplată, dacă ne acordăm atenția care trebuie sănătății pielii, o să vină și frumusețea. Adică vorba aceea că o piele sănătoasă este o piele frumoasă, deși o știm de mult, să știți că nu și-a pierdut din valoare. Acest acid hialuronic se găsește sub două grupe mari de produse. Este grupa produselor numite filere, cele care sunt mai concentrate, au o structură mai viscoasă, moleculele de acid hialuronic sunt foarte bine legate între ele și care, după cum le spune și numele, umplu. Fie că umplu ridul cu ele, cel mai frecvent șanțurile nazolabiale, fie că umpli cearcănele, care pot să fie neplăcute, fie că vei compensa anumite deficite volumetrice, care pot să fie la nivelul pomeților, la nivelul buzelor. Aceasta este grupa substanțelor de umplere.
Și mai avem grupa skin boosterelor. Acidul hialuronic este mai fluid, mai elastic, uneori este îmbogățit cu antioxidanți și se injectează în microinjecții pe toată suprafața feței, gâtului și decolteului. Acest skin booster are rolul de a aduce starea de hidratare la un nivel optim și, în subsidiar, va reporni și metabolismul și reacțiile de sinteză ale pielii la un nivel optim. Din cauza aceasta și sunt denumite skin boostere, pentru că dau un boost funcționalității pielii. Ne-ați anticipat cumva și ați prezentat deja răspunsul. Totuși aș vrea să punctăm când este el recomandat. Skin boosterele pot fi începute chiar de la vârsta de 25 de ani, dacă persoana respectivă are un ten uscat sau dacă persoana respectivă anticipează că o să urmeze o vacanță care va sta mult la soare și statul la soare va fi urmat și de deshidratarea pielii obligatoriu la toată lumea. Deci nu are neapărat o limită de vârstă, nici în jos, nici în sus, acest skin booster, pentru că făcând aceste injecții, de fapt, îi dai pielii un ajutor. Este ca și atunci când noi luăm suplimente cu antioxidanți sau, cu vitamine, trecând printr-o perioadă mai stresantă, suntem obosiți și luăm niște suplimente cu vitamine. Exact asta facem noi când îi dăm pielii injecțiile cu skin booster. În ceea ce privește injecțiile cu filler, și ele pot fi începute la vârste tinere, dacă persoana respectivă are niște defecte, de exemplu, la nivelul buzelor. Nu trebuie să faci injecțiile doar pentru că îți dorești niște buze și mai pline și mai senzuale. Poți să-ți faci injecțiile pentru că dorești să-ți corectezi niște asimetrii sau pentru că dorești să-ți corectezi proporțiile, pentru că buza de sus trebuie să fie 70% din volumul celei de jos. Sunt persoane care au buza de sus mult mai subțire decât cea de jos. Sau persoane care atunci când zâmbesc, buza de sus le dispare cu totul. Chiar și la vârste tinere. Sunt persoane care nu au suficient volum la nivelul pomeților, iar niște pomeți care sunt mai rotunzi au un contur mai blând și dau feminitate. Sunt persoane care din naștere au bărbia foarte mică, se numește micrognație și din profil se vede acest lucru, doresc să corecteze și poți să faci foarte bine și cu durată prelungită de cel puțin 2 ani să corecteze această micrognație și să-i faci o bărbie care să-i echilibreze profilul. Se pot face la nivelul nasului pentru a corecta profilul care nu ne place. Se pot face la nivelul liniei mandibulare, fie pentru persoane care au fost afectate de vârstă și linia mandibulară nu mai are fermitate, fie la persoane care din naștere această linie este mult prea estompată față de cât își doresc ele. Deci nu există, în ceea ce privește acidul hialuronic, o limită de vârstă nici în jos, nici în sus. Important este să fie făcută cu indicația corectă, adică să o facem în buze sau în pomeți, celor care într-adevăr au nevoie, nu doar celor care insistă și își doresc și în loc să ajungem la o îmbunătățire a înfățișării, ajungem la un rezultat complet inestetic și artificial. Cât este de important să apelăm la un cadru specializat și ce complicații pot apărea dacă sunt făcute în condiții deloc indicate? Cred că este totul. Și cred că oamenii trebuie conștientizați că aceste procedee țin de competența medicului dermatolog și a medicului chirurg plastician, pentru că medicul dermatolog este specialitatea lui să se ocupe de piele, de tegument, iar medicul chirurg plastician, asta a învățat în anii grei de specializare, să corecteze proporțiile feței. Ei sunt cei care ar trebui să facă aceste procedee. În primul rând, să meargă la medic, pentru că aud că se face și în alte părți, nu numai în cabinetele medicale. Și după ce ajunge la medic, să se ducă la aceste două specialități, pentru că ei sunt cei îndreptățiți să le facă și ei se pregătesc atât în anii de rezidențiat, cât și ulterior în cursuri, seminarii, congrese pe care le facem obligatoriu an de an. Butonăm cu toții telefoanele, tabletele și, în general, cam aceea este sursa de unde ne alegem specialistul. Totuși, cum alegem acel specialist?
Cred că este important și acest internet care ne dă informații, pentru că intri pe diverse grupuri, forumuri, chiar pe pagina publică sau pe site-ul doctorului respectiv și vezi mai multe păreri care pe tine te pot oarecum dirija. Atenție, dacă vezi 30 de păreri care sunt bune și pe cineva care tună și fulgeră împotriva acelui doctor, te gândești că nu poți să fii iubit de toată lumea. Adică nu trebuie neapărat să te iei numai după părerile negative. Trebuie să pui așa în balanță și dintre toate părerile care sunt acolo să ai discernământ și să le alegi pe cele care sunt echilibrate. Dar eu totuși cred că cel mai bine eu, în momentul când mă duc la un specialist de orice natură, mă duc prin recomandări. Adică dacă știu că cei din jurul meu care au apelat la acel specialist au fost mulțumiți și de corectitudinea actului medical și de comportamentul uman și de locul respectiv, atunci sigur că mă duc și eu. Cred că totuși asta este cea mai de încredere sursă și cred că așa ar trebui medicii să-și facă publicitate, prin rezultatul muncilor. Cred că asta este cel mai bun lucru după care trebuie să ne luăm. La ce costuri putem ajunge pentru a fi frumoase zilnic? Să știți că dacă luăm din timp aceste îngrijiri, așa cum am discutat până acum, sigur că va fi un mic efort material pe care îl facem lună de lună, dar în timp el se va amortiza, dacă pot să spun așa, cu vârf și îndesat, pentru că începând aceste pregătiri din timp, nu va trebui niciodată, ajunsă la vârsta de 45-50-55 de ani, nu va trebui niciodată să apelăm la proceduri chirurgicale costisitoare. Le luăm etapă cu etapă. După ce am trecut de 30 de ani, sigur am trecut de etapa tratamentelor cosmetice, va trebui din când în când să facem și ceva injectabil, cum ar fi mezoterapie, skin booster-ul, cum ar fi injecțiile cu plasmă. Dar din punct de vedere material nu este un efort foarte mare. Se face de 2-3 ori pe an și nu va trebui niciodată să cheltuim foarte mult. În America, unde toate aceste procedee estetice sunt foarte populare, s-a făcut un studiu chiar și din acest punct de vedere și persoanele care până la 50 de ani apelaseră la îngrijiri cosmetice și dermatologice regulate și persoane care nu făcuseră nimic din punct de vedere al îngrijirii și au ajuns direct la chirurgie. Și cele care se îngrijiseră de-a lungul anilor, efortul material a fost mult mai mic. Deci nu au cheltuit suma pe care au trebuit la un moment dat să o cheltuiască persoanele care nu s-au îngrijit și în plus suma pe care ele au cheltuit-o a fost cheltuită lună de lună sau de câteva ori pe an, cum putea fiecare să se ducă. Sigur că este un efort material, nu foarte mare, de fapt nu mare, dar trebuie să ne gândim că este un lucru care îl facem pentru pielea noastră, nu numai pentru frumusețe, ci și pentru sănătate. Și o putem privi ca o recompensă, pentru că după luni, ani grei de muncă, aceasta este o recompensă pe care ne-o facem nouă. Vă rugăm să ne ajutați să înțelegem mai bine mezoterapia. În ce constă ea? Mezoterapia este o metodă injectabilă. Sunt microinjecții care se fac la nivelul dermului cu un pistol special. Se pot face cu mâna sau cu un pistol special, dar cu pistolul special sunt mai puțin traumatizante. Și se introduce un cocktail format din acid hialuronic, aminoacizi, vitamine, antioxidanți. Acest cocktail mezoterapeutic poate fi adaptat de medic după necesitățile persoanei respective, pentru că poți să-l faci pentru piele cu tonus scăzut sau pentru piele care este foarte deshidratată sau pentru piele care are defecte de pigmentare. Și în funcție de defectul pe care noi putem să-l corectăm, putem să ne adaptăm compoziția acestui cocktail, care întotdeauna va avea la baza sa acid hialuronic. Vă mulțumesc tare mult și ca o concluzie, ce ne recomandați pentru a fi veșnic tineri și frumoși? Pentru a fi veșnic tineri și frumoși, trebuie să fim buni, trebuie să iubim viața și să ne bucurăm de fiecare clipă, să ne bucurăm de tot ceea ce este frumos în viața noastră, oricât ar fi de mic, să fim echilibrați cu noi înșine,
Nu trebuie să semănăm cu nimeni, trebuie să fim frumoși în felul nostru. Viața noastră nu trebuie să urmeze modelul altei vieți. Trebuie să avem viața noastră și să fim noi mulțumiți cu viața noastră și să începem să ne îngrijim din timp, repet, ne gândindu-ne la asta ca o corvoadă. Când ajung acasă seara și sunt obosită, să fac din momentul acela al demachierii, al aplicării serului hidratant, al cremei de ochi și al cremei de față, să fac micul meu moment de răsfăț zilnic. La fel când mă duc la cabinetul de cosmetică. Evident, în afară de partea terapeutică, trebuie să fie un moment de răsfăț care ne ajută și la compensarea stresului zilnic, care devine din ce în ce mai apăsător. Vă mulțumim! Nu doar că mi-ați câștigat încrederea de la început, dar m-ați și cucerit. Și pentru cei care au deschis mai târziu emisiunea noastră, aș dori să vă rog să ne precizați din nou unde vă putem găsi. Eu sunt în București, în sectorul 1, pe strada Ghiță Hagi numărul 13, unde am cabinetul și școala de cosmetică și machiaj profesional. Vă mulțumim enorm și vă lansez o invitație pentru ocazie viitoare. Sigur că da, cu mare drag. Vă mulțumesc enorm. La revedere. Mulțumesc că ați fost cu noi. În această seară a fost cu noi doamna dr. Manuela Răvescu, medic specialist dermatolog. Vă îmbrățișăm, la revedere.